Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție, un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei actuale desfășurată pe site-ul editurii Herald, Pierdere și transformare, cum gestionăm momentele dificile din viața noastră. Astăzi alături de noi este Cristina Eremia, coach, trainer, psiholog, și pornim de discuția noastră de la o carte ce se află în această frumoasă campanie. Este vorba despre Sandwork expresiv, o abordare junghiană de Eva Patisoia, o carte publicată în colecția Junghiana. Sandwork expresiv este o nouă metodă terapeutică pentru asistarea persoanelor aflate în situații de criză, cum ar fi dezastre naturale sau război, ca și pentru asistarea pe termen lung a adulților și a copiilor din zone cu probleme sociale sau din zone, să spunem, cu calamități sau zone defavorizate, cum sunt zonele foarte sărace, taberele de refugiați și zonele urbane suprapopulate. Metoda a fost dezvoltată de autoarea cărții noastre, pornind de la practica psihanalitică de abordare junghiană. Iată o carte, aș spune eu, care se mulează cumva pe campania noastră foarte bine, pentru că vorbim și în cazul de față despre foarte multe crize, crize care s-au suprapus una peste alta, cel puțin de un an de zile încoace, pornind de la criza medicală, criza sanitară, apoi continuând cu criza financiară, materială, pentru că dacă tot vorbim despre pierderi, foarte multe persoane au pierdut joburi sau poate chiar un statut socioprofesional. De asemenea, vorbim despre pierderi la nivel individual, pierderea unor persoane foarte dragi, foarte apropiate. De asemenea, putem să ne ducem chiar în zona de pierdere a, să spunem, restricțiilor sociale. Iată, nu mai putem călători la fel de mult cum o făceam înainte de pandemie. Bineînțeles că mai putem invoca anumite boli sau anumite somatizări pe care anumite persoane le-au resimțit de un an de zile încoace, pentru că vorbim despre depresie, vorbim despre anxietate, vorbim despre atacuri de panică și bineînțeles că la nivel psihosomatic, la nivel chiar psihoemoțional, putem, bineînțeles, vorbi și despre aceste somatizări. Cristina Eremia, cum ne raportăm la, cum ne raportăm la această perioadă, pentru că am încercat ca această campanie să o integrăm cumva în cadrul acestei crize sau acestor crize despre care vorbeam puțin mai devreme, pentru că iată, lucrurile s-au schimbat în ultimul an, aș putea spune pe toate palierele vieții noastre, și resimțim foarte acut aceste pierderi de care pomeneam puțin mai devreme. Da, într-adevăr, este o perioadă cu foarte, foarte multe provocări și o perioadă de alienare socială, din păcate, deși crizele ar trebui să aducă oamenii aproape, dar în felul în care se desfășoară acum, cu toate restricțiile, asta e, trebuie să luăm distanță și sunt din ce în ce mai acute fenomenele de însingurare, de privare emoțională, cum s-a mai discutat, și asta face să crească foarte mult nivelul de anxietate, de atacuri de anxietate, de panică, cazurile de depresie și multe alte afecțiuni psihologice care poate înainte erau mai bine ținute sub control, iar acum s-au accentuat pe fondul ăsta de lipsă de contact emoțional, pierderi economice și tot ce ai enumerat tu până acum. Și e important să ne creștem reziliența, să învățăm diverse instrumente de lucru cu noi și lucru cu alții, ca să ne menținem echilibru, să ne menținem pe linia de plutire, să ne menținem speranța, optimismul, buna dispoziție, atât cât este posibil, pentru că
Și stările emoționale se pot cultiva, se pot dezvolta. Ele sunt ca florile dintr-o grădină. Ai grijă de ea, ai niște flori frumoase, nu ai grijă, o năpădesc buruienile. Sunt instrumente pentru a te ajuta. Contactul emoțional e important, deci pe cât posibil, măcar telefonic sau cum se poate, invit pe oricine să păstreze și să își planifice, să țină regulat contact cu prieteni, familie, oameni care pot să ofere această hrană emoțională foarte importantă pentru sufletul nostru. Și e foarte binevenită campania pentru că oferă o serie de soluții la toate aceste probleme prin intermediul cărților editurii, care sunt destul de multe și bogate pe teme de suport psihologic. Și cum e și cartea de față, și autoarea și venit aici să o lanseze, este familiarizată inclusiv cu peisajul românesc, este foarte apreciată și plăcută aici și e bine să știm că există asociații care pun la dispoziție astfel de programe și că putem beneficia de ele. Sandwork-ul este o metodă bazată pe terapia Sandplay, care există anterior Sandwork-ului. Este un tip de terapie pe care, în general, analiștii jungiani îl fac ca un instrument ajutător terapiei bazate pe dialog, cuvânt și având și alte tehnici, gen imaginație activă. Se lucrează cu nisipul, care este un știm, de la copii este unul din spațiile preferate de joacă și la ei terapia prin joc este cea mai bună, este limbajul lor jocul, așa comunică ei și este uluitor să-i vezi pe ei câte resurse de reziliență au și cine știe să le privească jocul poate observa că ei își fac singur terapia prin joc de rol, prin felul în care intră în diferite personaje, joacă pe mama, joacă pe tata, joacă copilul, au grijă de copil și, de fapt, proiectează inconștient copilul din ei și oferă ce poate părinții n-au știut să ofere. Și în Sandwork, la fel ca în Sandplay, se folosesc figurine, deci mici, un soi de reprezentare în micro a lumii care ne înconjoară și nu numai, sunt figurine cu omuleți, copăcei, animăluțe cu care se poate juca copilul, s-a început copii, apoi s-a dovedit că este foarte eficientă și pentru copii, terapia și pentru adulți, pentru că ne permite să exteriorizăm ce este în sufletul nostru, să punem în fața noastră, prin intermediul acestor obiecte simbolice, grijile, preocupările, problemele, traumele și un întreg limbaj simbolic pe care un analist jungian știe să-l descifreze, să-i dea sens. Fiecare piesă care e pusă are un sens, locul în care sunt, în general se face într-o lădiță cu nisip, care și ea este construită într-un anume fel, se poate face sandwork-ul și într-un teren mai mare cu nisip în care să fie copii. Și ce este diferența principală în sandwork față de Sandplay este că pot participa și voluntari care poate să fie asistenți sociali sau oricum persoane care au un minim de instruire, nu sunt neapărat analiști jungieni, formarea ca să devii analist fiind mult mai lungă,
mai de durată și foarte aprofundată. Și atunci există posibilitatea să susții persoane, mai ales în aceste zone de dezastre, în mod rapid și eficient cu cei aflați acolo, chiar dacă nu au o instruire foarte profundă ca terapeuți, cu atât mai puțin analiști. Și s-a dovedit că este cumva suficient să existe cineva, mai ales în cazul copiilor, un adult care pur și simplu să-i supravegheze, să fie lângă ei, să le asigure acest spațiu securizant prin prezența blândă, neintruzivă, nejudicativă, care doar le observă jocul și să fie lăsați să își desfășoare fantezia prin care, cum am zis, de fapt exteriorizează tot ce este în lumea lăuntrică, emoțiile, preocupările, problemele, traumele, toate pot ieși la lumină în acest joc cu nisip și ele se transformă. Și asta făceam și noi și poate mai facem la mare, în mod spontan, când construim diverse sau castele de nisip. Castele și alte joculețe, uneori chiar și mandale, folosind scoici sau pietricele, poate nici nu ne dăm seama că ne jucăm așa cu ele, luăm câteva scoici, le punem într-o formă, le mai schimbăm forma și e foarte eficient. Nisipul e cumva foarte legat de corpul nostru, e foarte maleabil, putem să ne exprimăm mult mai ușor trăirile, stările, e foarte senzorial, are granulația asta fină care ne pune în contact cu corpul și asta e foarte important pentru că emoțiile sunt stocate în corp și atunci senzațiile alea foarte fine te aduc într-un contact mai adânc cu tine. Se știe că în caz de traumă există tendința de a face shutdown emoțional, de a trăi această stare de anestezie emoțională în care să-ți oprești emoții, senzații, trăiri, să vrei să nu mai simți nimic pentru că durerea este mult prea mare să o poți procesa. Și în cazul ăsta nisipul ajută foarte mult pentru că îți provoacă aceste senzații fine care te aducă în contact cu corpul și tu chiar dacă vrei să anesteziezi emoția ea, nevoia ei, este să se exprime pentru că ea e o formă de energie, de a comunica și are nevoie să fie exprimată și comunicată în lume. Și da, atunci este... Chiar vorbeam da. În registrările anterioare și am folosit, poate nu chiar întâmplător, am folosit termenul acesta de amorțeală sau de anesteziere emoțională și aș vrea să, foarte, foarte, foarte pe scurt, să enumăr câteva capitole interesante din această carte care mi-au atras atenția: aspectul social al psihanalizei, policlinica lui Freud, aspectul transcultural al psihologiei analitice, tehnica lumii a lui Margaret Lundfield și sandplay-ul pe care l-ai pomenit ceva mai devreme, psihoterapia în situații dificile, iar această, hai să o numim tehnică sau metodă terapeutică, Sandwork Expressiva, și-a dovedit cumva succesul încă de la începutul anilor 90 prin programe aplicate în grădinițe și orfelinate din China, cât și în cartierele sărace, foarte sărace din Africa de Sud, și a fost pentru prima dată aplicat cu succes la scară largă, am putea spune, în anul 2008, ca terapie dedicată tulburărilor cauzate de stresul post-traumatic. Da, este foarte valoroasă și inovația și geniul metodei Sandwork este că a scos Sandplay-ul din cabinetul terapeutului ultra-specializat în asta și l-a dus exact în acest câmp social în care, cum spuneam, se poate lucra cu voluntari care primesc un instructaj vis-a-vis de
ce înseamnă cum se desfășoară, dar în esență îi doar asigură acest spațiu de siguranță celui celor care își fac singur terapia, să-i de autoterapie, lași inconștientul să se exprime, subconștientul, trăirile, te joci în nisip, faci forme din nisip, folosești și figurinele, dar lași corpul să se exprime, lași subconștientul, lași lucrurile care vin din interior să iasă de acolo. Pentru că odată cu amorțeala asta emoțională, care vine ca mecanism de apărare, involuntar, nu e neapărat ceva ce își propune cineva, cum spuneam, suferința poate fi mult prea mare ca să mai își permită omul să o simtă și să o exprime și nici nu-și mai găsește cuvintele pentru a face asta, mai ales dacă sunt pierderi de familie, de persoane foarte apropiate, de casă, de bunuri indispensabile de bază, de siguranță a vieții, este fundamental și s-a dovedit că nisipul este un mediu de expresie foarte prietenos, foarte suportiv, un aliat de nădejde, ca să zic așa, și foarte la îndemână totodată. Dacă ne gândim la plajele, mai ales din țările menționate, nici nu trebuie să faci un efort special, e suficient să îi aduci pe oameni acolo să le explici sau oricum să le creezi acest spațiu în care să-și dea voie să lase mâinile lor și emoțiile lor să iasă și să se să intre în contact cu ei și împreună, dar într-un spațiu de tăcere, de reculegere, de respect pentru durerea suferită, totodată dându-i acest canal de expresie, această, cum să zic, e ca un limbaj uitat cumva, pentru că în esență e vorba de limbajul mângâierii, e vorba de acele gesturi primare pe care le-au trăit când eram mititei și singurul mod în care ne puteam exprima era prin atingere. Atingeam corpul mamei, mama ne atingea și doar așa puteam comunica. Și atinge niște zone foarte profunde din ființa umană, zone primare, zone adânci, de trăirea siguranței, zone chiar din perioada intrauterină, când doar atât era atingerea peretelui uterului mamei și, în fine, auzirea bătăilor inimii. Cam astea erau zonele de contact cu... Aș adăuga și un limbaj al simbolurilor. Pentru că, iată, vorbim pe lângă menționarea, să spunem, a nisipului, dar și a multor figurine, da? Pe care, iată, le mai găsim și în alte forme de terapie, și aș face referire aici, bineînțeles, cu diferențele de rigoare. De rigoare. Aș face referire la metoda Espere a lui Jacques Salomé, unde se folosesc fundițe, panglicuțe, da, care arată relația eșarfe, dintre oameni, eșarfe, da, exact, tot felul de figurine. Printr-o figurină arătăm emoția care ne stăpânește, printr-o altă figurină sau două figurine personajele despre care noi vorbim sau le studiem, că e vorba despre relația de cuplu, cei doi parteneri, sau relația părinte-copil, mama și copilul. De asemenea, cred că și în terapia gestalt mai găsim zona aceasta de terapie prin ludic, prin activități legate de artă, da, și psihodramă, și psihodramă, toate folosesc. În esență e vorba de personaje care reprezintă aspecte din noi. Iar teatrul de la bun început a fost un instrument de catarsis, de eliberare a emoțiilor prin intermediul expresiei actorilor care sunt mult mai antrenați în a fi în contact cu emoția și au redat cu toată intensitatea și în toată gama bogată a expresivității emoțiilor pe care le putem avea,
în care noi majoritatea nu prea suntem instruiți, că de educația, mai ales cea modernă, e, sau a fost, acum e diferită, dar mai ales când eram noi mai mitite, educația era un pic inhibitivă. Să taci, să nu spui ce simți, în niciun caz nu arăți ce Să simți, fii nu cu e ok să minte, plângi. să nu Da, fii cu deranjezi. minte, taci din gură, nu deranja, lasă, nu mai plânge că o să treacă. Și toate cele care nu mai spațiu pentru emoție nu lăsau, că atât mai puțin pentru a o înțelege și a o reda în toate nuanțele ei și a o lăsa să-și facă propria muncă terapeutică, pentru că emoția se transformă de la sine când ne permitem să o trăim și o lăsăm să iasă și își schimbă forma, coloratura, intensitatea, densitatea și se transformă de la sine. Dar dacă nu-i dăm acest canal de comunicare, nu-i dăm acest spațiu, devine ceva toxic. Sunt o serie, o întreagă biochimie a emoției în corpul nostru și cu cât reprimăm mai mult, cu atât acumulăm, de fapt, substanțe toxice în corp și devine mai nociv. Și care ajung la somatizări. Evident, chiar foarte grave uneori, pentru că ne umplem corpul cu o travă, efectiv. Adică un substrat biochimic important acolo, o serie de neurotransmițători, de hormoni care se declanșează când simțim aceste emoții intense de suferință, durere, frustrare, furie și constituie un cocktail care poate fi dat dreptul ucigător în anumite doze. Deci e foarte important să înțelegem lucrurile astea și să ne tratăm corpul și ființa și sufletul cu toată atenția, să bem multă apă în situații de stres și emoții intense, pentru că apa ajută la purificarea corpului și la descărcarea acestor toxine biochimice din sistem. Și atunci e și terapia în general, în cabinetul oricărui terapeut ar fi bine să existe paharul cu apă la îndemână și în general este. Și pentru cine n-ajunge acolo să știe că apa este foarte importantă pentru asta. Deci cu cât treci prin mai multă suferință și prin emoții mai intense și tulburătoare, cu atât mai multă apă e indicat să bei ca să ajuți sistemul să curețe. El își face treaba, există propria homeostazie internă, fiziologia merge, dar dacă tu nu o ajuți, se înfundă rinichii cu toxine și ficatul și dezvoltăm tot soiul de calcul, pietre și necroze într-un final și alte grozăvii. Deci e foarte important să ne înțelegem emoțiile, să le lăsăm să se exprime, să nu le mai blocăm, fie prin respirație, că ne blocăm în primă fază diafragmul, după care intrăm și în starea asta, căutăm să anesteziem tot și apare inhibarea asta a emoției și a senzației, poate să inhibe inclusiv senzații primare care țin de instinctul de conservare, cum ar fi cea de foame și de sete. Și efectiv să nu mai simți, atunci nu mai bei, cu atât mai mult te intoxici și dacă nu mănânci, nu îți iei substanțele nutritive, corpul devine în ce mai slăbit, imunitatea oricum scade în situații de stres. Deci este ca o condamnare la moarte să nu ai deloc grijă de emoții, de corp în asemenea condiții de criză, de pierdere, de stres foarte mare. Și e important în cazul ăsta grija de sine și grija de celălalt când el își pierde abilitatea de a mai avea grijă de sine. Pentru că poate intra în șoc emoțional sau într-o depresie profundă și atunci e totodată într-o regresie. Poate să ajungă chiar la un nivel de bebeluș cu regresie emoțională. Deci să nu mai poată raționa, să nu mai fie capabil, își pierde abilitatea de a avea grijă de sine dacă trauma e foarte profundă. Și atunci e cu atât mai mare importanța rețelei de suport și a persoanelor de sprijin care să susțină persoana aflată într-o astfel de condiție psihologică. Deci, chiar mă gândeam apropo de să spunem forme de exprimare a emoțiilor din punct de vedere fizic. Nu neapărat, să spunem, somatizări, dar așa cum, de exemplu, la trăirea unei emoții foarte puternice,
avem un ritm accelerat al inimii și parcă simțim inima că stă să sară din piept. Sau umezeală la nivelul palmelor și tremur al mâinilor, al degetelor. De asemenea, Înroșala feței, exact. pentru că se accelerează dacă se accelerează Tremurul, bătăliile tremurul inimii. picioarelor sau chiar apropo de consumarea apei și de cât de necesar este acest obicei și în cazul unor emoții puternice, senzația de gură uscată. Deci realmente se usucă gura și Se simți usucă tocmai ca evident nevoia semnal de a bea care apă. să-ți spună că trebuie să bei apă. Îți Exact. cere corpul, îți spune, vezi că te usuci, te ofilești, te intoxici. Și apa ajută inclusiv dacă este dată pe suprafața corpului, pentru că, recorești, scade temperatura tocmai în situațiile astea de creșterea tensiunii datorată pulsiunii de adrenalină care face să crească atât de intens bătăile inimii și toată agitația asta internă. Și apa liniștește, deci are inclusiv proprietăți de asta și există băi pentru care te duci la terapie, care are proprietăți de liniștire și calmare a emoției. Deci datul cu apă rece pe față, pe piept, pe palme, pe încheietura mâinilor, să ții mâinile, mai ales încheietura sub apă rece, fața și ceafa, sunt zone importante de răcorit în situațiile astea de maximă tensiune și hipercirculare a sângelui, care poate să ducă și la atac de cord în cazul persoanelor cu probleme cardiace. Luând în Deci calcul foarte... și faptul că pielea este cel mai mare organ. Da. Și iată, are nevoie. Are nevoie. El e și intern receptiv, și el extern. Primește. Nu doar respinge ce e în mediu și ne protejează, dar și primește ce e din mediu și are și o capacitate de absorpție, nu doar de a ține la distanță ce este nociv, ci primește, lasă să treacă în corp ce este bun. Și avem absorpție prin piele, inclusiv de uleiuri, care iarăși menta e foarte refreshing și împrospătează și dă claritate minții. Și sunt multe altele, deci uleiuri care pot ajuta asta, masaj, automasaj. Sunt multe metode care pot susține pe cel aflat în criză, în șoc emoțional, într-o stare de furie, poate să se mai calmeze, să liniștească, să își ajute corpul să iasă, mai ales dacă e vorba de șoc emoțional și stări de astea de tremur. De... Foarte important să fim atenți la semnalele corpului, care e foarte conectat cu emoțiile noastre și emoțiile se exprimă prin corp întotdeauna. Și când învățăm să-l ascultăm, să dăm atenție senzațiilor, el în permanență ne transmite mesaje. Și cum ziceam, nisipul ne ajută foarte mult în a recâștiga contactul cu corpul nostru când el e pierdut, când apare această anesteziere, această inhibare, inclusiv a acestor senzații care, cum am zis, țin chiar de instinctul de conservare și pot fi anihilate din cauza acestei inhibiții de protecție, care inhibiție corticală, senzorială, în fine, pe foarte multe paliere, tocmai ca să nu mai... Pentru că e insuportabilă intensitatea emoției în acel moment de șoc și pierdere maximă sau de stres când ajungi la burnout. Nu ți mai poți permite să simți, nu mai ai neuron liber pentru asta, ca să zic așa. Creierul e hiperexcitat și automat apar procese de inhibiție corticală ca să reducă zona care este hiperexcitată și trebuie să creeze un echilibru interior. E propria fiziologie corporală. O discuție foarte interesantă, dragii noștri. Sper că sunteți în asentimentul nostru. A fost astăzi alături de noi Cristina Eremia, psiholog, coach, trainer. Am vorbit despre metoda terapeutică Sandwork Expresiv, o abordare jungiană, această carte minunată scrisă de Eva Patizoia,
publicată în colecția Jungiana a editurii Herald și care o puteți găsi, pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald în cadrul campaniei Pierdere și Transformare, cum gestionăm momentele dificile din viața noastră, Sandorg expresiv, o abordare jungiană. Mulțumim foarte mult, Cristina Eremia, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost și de această dată alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere! Mulțumesc!